Începem acest video cu gaming, că doar suntem pe playground și mai exact cu ROG LIX, consola portabilă cu Windows a celor de la Asus, anunțată oficial fix zilele astea la Computex. Și mi se pare foarte tare anunțul, pentru că din punctul meu de vedere, prima iterație de Ally a fost una care a nimerit rețeta aproape în totalitate. Primul Ally a fost fără îndoială una dintre cele mai mișto console portabile din această nouă specie, bine, nu că ar fi multe, ci doar două astfel de console, dacă o punem la socotelă și paia Legion Go de la Lenovo sau High 3 Dacă adăugăm la numărătoare și Steam Deck-ul celor de la Valve, doar că aia nu e cu Windows, este cu SteamOS. OS. Și nici prețul primului Li nu mi s-a părut exagerat, raportat la noutatea produsului la acel moment, adică în vara anului trecut, și la ceea ce oferea ea din punct de vedere al performanței brute. Dar asta nu înseamnă că n-a avut și neajunsuri, unele chiar notabile, minusuri pe care Asus speră să le rezolve cu noul Li X. Prima și cea mai importantă schimbare, din punctul meu de vedere, are legătură cu bateria. Primul Eli nu era chiar un battery champ și chiar dacă s-a descurcat mai bine la capitolul autonomie decât competiția directă, cu siguranță era loc de mai bine. Cei de la ASUS par să fi plecat urechea la feedback, ceea ce nu este neapărat surprinzător, pentru că acum noua versiune de consolă portabilă, deși păstrează cam aceeași configurație internă ca cea de anul trecut, are o baterie de două ori mai mare de 80 de vați oră. Deci LIX baterie dublă. Asta ar trebui să facă pauzele de încărcare mult mai rare și să te lase înboităi să te bucuri de jocuri on the go mai mult timp. În același registru s-a dublat și capacitatea de stocare, care crește de la 512 GB, cât avea primul Ally, la 1 TB întreg aici. Partea și mai bună este că Asus a optat pentru un standard de SSD mai comun, și anume 2280 față de 2230. Chestia asta este importantă, deoarece dacă intenționezi la un moment dat să-ți upgradezi stocarea, SSD-urile în format 2280 sunt mai multe și mai variate, și cel mai important, mai ieftine. Cât despre performanță, ăsta nu este un capitol la care Ally să fi stat prost și probabil pe principiul nu repara ceva ce nu-i stricat. Cipul AMD Z1 extrem de sub capotă rămâne același și pentru noul model. Dar memoria RAM primește un upgrade major. De la 16 GB la 6400 de megatransferuri pe secundă pe varianta precedentă, trecem acum la 24 de GB, tactați la 7500 de megatransferuri pe secundă, ceea ce ar trebui să asigure un boost simțitor de cadre pe secundă. Fiind vorba despre un APU, adică atât procesorul cât și placa video sunt înghesuite pe un singur chip, memoria RAM joacă un rol extrem de important în jocuri din moment ce este comună pentru CPU și GPU. Adică, pe lângă nevoile de memorie ale procesorului, fie că vorbim despre jocuri sau despre celelalte programe din fundal, GPU-ul tot în RAM își stochează texturile și elementele de care are nevoie pentru a randa imaginea. Deci o cantitate mai mare de memorie, la o viteză mai mare, n-are cum să nu ajute. Cât va fi exact boostul de performanță, nu știu să vă spun, asta vom afla când vom primi produsul la teste, dar, dacă ar fi să fac o predicție, cred că o îmbunătățire de 10-15% nu este ieșită din discuție. Un mic dezavantaj pe care noua consolă îl are față de modelul mai vechi este la dimensiuni. Pentru a acomoda o baterie de două ori mai mare, noul LIX este mai gros și mai greu cu vreo 70 de grame, dar carcasa a suferit mici modificări pentru a face consola mai comodă de ținut în mână, una dintre principalele mele plângeri legate de modelul vechi. Pe lângă asta, noul ăla este acum negru, un plus mare pentru cei care nu s-au împăcat cu albul vechiului model. Deși era mișto și ăla chiar dacă mai predispus la murdărie. joystick au primit și ele o bine meritată atenție, iar acum sunt mai rezistente și mai precise. Fiabilitatea a fost și ea un punct slab al vechilor joystick cu multe probleme raportate de utilizatori atunci când vine vorba despre rezistența la abuz. Și restul butoanelor au suferit modificări în numele ergonomiei, iar acum consola asta ar trebui să fie perfectă din punct de vedere al practicalității. O altă veste bună, după mine cel puțin, este dispariția portului XG Mobile de pe muchea de sus, mai ales că nu cred să-l fi folosit cineva vreodată, și înlocuirea lui deșteaptă cu un USB-C cu Thunderbolt, port mult mai comun, standardizat, mai versatil și mai ușor de folosit în cazul în care ai vrea să conectezi un GPU extern. Iar dacă n-ai în plan să faci asta, un port în plus unde poți să-ți legi un mouse, o tastatură sau orice altceva este mereu binevenit. Ci că noul Ally ar veni și cu update-uri semnificative la software-ul default Armory Crate, dar pe astea le vom testa altă dată când vom pune mâna efectiv pe noul Alix. LIX. <laughs> când se va întâmpla asta? Asus spun că handheld-ul va fi disponibil la finalul lunii iulie pentru un preț cu 100 de dolari mai mare decât varianta originală. O creștere justificată, zic eu, ținând cont de faptul că primești dublu stocare, încă 8 GB mai iuți, și o baterie de două ori mai mare. Următorul mare anunț de la Computex al celor de la Asus a fost legat de laptopuri, un segment care suferă și el niște schimbări majore în perioada asta, mai ales de când Microsoft și-a reiterat preocuparea obsesivă în materie de AI. Astfel, noul VivoBook S15 este primul laptop al celor de la Asus compatibil cu Pilot Plus. Și deși a fost prezentat oficial acum o lună în cadrul unui eveniment dedicat, asta nu-l face mai puțin important. Și astăzi ne-am jucat și noi cu unul. Nu ne-am jucat prea mult, pentru că am primit o variantă de preproducție, un așa numit Engineering Sample, deci multe chestii nu prea funcționau, dar în mare ne-am putut face o idee. Va veni și o variantă finală zilele astea, pe care sper să vă pot prezenta fix pe 18 luna asta când expiră embargoul. Ecranul acestui ultraportabil este un OLED Lumina superb la rezoluție 3K și cu 120 de Hz refresh rate la o dimensiune de 15,6 inch. Șasiul laptopului este elegant, complet metalic, cu o grosime redusă și o greutate de sub 1,5 kg, Poți lua laptopul ăsta cu tine oriunde. Este primul laptop din catalogul companiei care vine echipat cu proaspata serie de chipuri Snapdragon X de la Qualcomm și promite performanțe bune la pachet cu o autonomie formidabilă. Adică Microsoft își pune în practică obsesia sa pentru Apple și speră, iată, cu ajutorul greilor din industrie gen Asus, să se bată de la egal la egal mecurile cu procesoare M. Dar prefer să nu mă pronunț încă, cel puțin până la momentul în care voi pune mâna pe un astfel de VivoBook ca produs finit comercial pentru a-l testa pe îndelete. Iar asta, cum ziceam, s-ar putea întâmpla cât de curând. Alte modele din serie, adică VivoBook S14, S15 și S16, au fost redesenate acum pentru a fi mai subțiri și mai ușoare. Calitatea construcției a fost mereu unul dintre principalele ature ale acestei serii și tocmai de-aia toate modelele Vivo de anul ăsta au carcase complet metalice. În plus, ele vin echipate cu cele mai recente procesoare AMD, Ryzen AI cu 50 TOPS, acel indicator de trilioane de operații pe secundă, care măsoară capacitatea unității neurale de procesoare cunoscută și ca NPU, mai au grafica AMD Radeon până la 32 de giga de memorie LPDDR5X și până la 1 tera de SSD PCI Express 4.0. Până să vorbim însă despre noile procesoare AMD, aș mai menționa încă un laptop nou echipat cu chipset Snapdragon X de la Qualcomm și anume ProArt PZ13. Așa cum îi spune și numele, ProArt PZ13 este un laptop de 13 inch, 2 in 1, adică are și tastatură detașabilă. Mai are un ecran OLED superb cu aspect ratio de 16 pe 10 destinat productivității și la rezoluție 3K una destul de mare pentru formatul ăsta de 13 inch. Displayul este validat de nimeni alții decât Pantone și este capabil de o strălucire maximă de 500 de niți și are acoperire 100% de cei pe 3. Adică este o sculă dedicată creatorilor de conținut. PZ13 vine cu 16 GB RAM, LPDDR5X și suportă până la 1 tera SSD. Bateria este destul de mare și ea, la 70 de vați oră, deci laptopul ăsta ar trebui să aibă o autonomie fenomenală, mai ales în combinație cu chipul de la Qualcomm, dar asta vom testa amănunțit cu ocazia review-ului dedicat. Profesioniștii vor fi încântați să afle că PZ13 are și conectică bombă, adică două porturi USB 4 la 40 Gbps, alături de un cititor de carduri SD Express 7.0 cu viteze de transfer de peste 300 MB pe secundă. Dar partea cea mai bună este reprezentată de dimensiuni. Pe Z13 are doar 9 mm grosime și cântărește sub 1 kg, adică 850 de grame, fiind unul dintre cele mai portabile laptopuri din portofoliul Asus. Desigur, ca orice laptop cu AI care se respectă, tasta Windows de pe partea stângă a fost înlocuită de un buton care pornește rapid Copilot asistentul AI al sistemului de operare. Și cam atât de pe tărâmul Qualcomm, dar asta nu înseamnă că Asus n-au mai anunțat și alte laptopuri interesante în cadrul Computex. Următorul de pe listă este ProArt P16, un laptop cu un ecran OLED mare de 16 inci, un procesor din noua serie Zen 5 a celor de la AMD și placă grafică RTX 4070. Dar înainte să discutăm despre laptop în sine, vreau să facem un mic detur pe la AMD așa și să vedem pe scurt noutățile în materie de procesoare arătate de producătorul american tot la Computex. Potrivit companiei, Zen 5 a primit îmbunătățiri pentru reducerea suplimentară a latențelor la accesarea memoriei cache, dar și la nivelul unităților Branch Prediction. Noul nucleu putând procesa mai multă informație decât Zen 4, setat fiind la aceeași frecvență de funcționare. În medie, cic ar fi cu 16% mai eficient decât nucleul Zen 4 și atinge frecvențe de până la 5,7 GHz în modul boost. Prin urmare, Zen 5 ar trebui să aducă un plus semnificativ de performanță pentru PC-urile pe platforma AM5. Totodată păstrând compatibilitatea cu plăcile de bază existente, procesarea multithreading beneficiază și ea de îmbunătățiri la nivelul arhitecturii. AMD dublând lățimea de bandă pentru procesarea instrucțiunilor și a datelor. De asemenea, sunt prezente și optimizări pentru accelerarea sarcinilor de procesare AI. Bună oară! Ryzen 9 9950X, noul vârf de gamă pentru platforma AM5, dispune de 16 nuclee cu 32 de fire de execuție și 80 de MB cache, 16 MB pe L2 și 64 pe L3. În continuare echipat doar cu nuclee de performanță, 9950X nu schimbă formula generală a predecesorului său, 7950X, din care avem și noi o bucată. Aceeași tendință se remarcă și la restul gamei, care cuprinde modelul Ryzen 9900X cu 12 nuclee și 24 de fire de execuție, 9700X cu 8 nuclee și 16 fire și 9600X cu 6 nuclee și 12 fire de execuție. Cu toate astea, AMD susține că 9950X este mai bun decât Intel i9-14900K atât în jocuri dar și în sarcini de productivitate. Cea mai îndrăzneață afirmație ține însă de saltul de performanță în anumite programe, cum ar fi Handbrake și Blender, de plus 23% și plus 35%, procente obținute probabil grație eficienței superioare a nucleului, dată de procesul de fabricație pe 4 nano al celor de la TSMC. Și acum, deși procesoarele Ryzen 9000 sunt suportate și de plăcile de bază AM5 existente, dar care necesită totuși un update de BIOS, AMD precizează că pentru a beneficia de maximul posibil de performanță, este recomandată trecerea la o placă nouă de bază cu chipseturi X870E și X870. Abia anunțate, astea vin cu anumite optimizări pentru nucleul Zen 5, inclusiv profiluri de memorie Expo mai rapide decât cele suportate pe Zen 4. Bun. Și acum că am dat asta la o parte, hai să revenim la laptopuri și să continuăm discuția despre ProArt P16. Procesoarele care motorizează noile laptopuri fac parte din familia Ryzen AI 9 și sunt bazate pe arhitectura Zen 5, despre care am vorbit mai înainte. Și aici avem un buton special pentru Windows Copilot, pe lângă ceea ce producătorul numește Asus Dialpad, o rotiță pentru a face navigarea și folosirea programelor profi mai ușoară și mai rapidă. Iar acum trecem la un laptop convertibil, mai precis ProArt PX13, care este motorizat tot de aceeași serie de chipuri, AMD Ryzen AI9 și RTX 4070, dar într-un format care se poate adapta unor nevoi mai speciale. Vrei un laptop tradițional? Nicio problemă. Vrei o tabletă cu suport pentru noul stylus mai precis? Se face. La fel și capacul se poate poziționa în stil cort pentru a fi cât mai ușor să ții o prezentare de pildă. Laptopul nici nu e prea greu la 1,4 kg și nici prea gros la puțin sub 16 mm, deci este un adevărat powerhouse portabil. Ecranul e o altă piesă de rezistență, avem un OLED de 13 inch cu aspect ratio 16x10, strălucire de 500 de niți și validare Pantone pentru acuratețea culorilor. Next up au mai arătat Zenbook S16, care a primit update-uri semnificative pe partea de AI, of course. Astfel, laptopul este motorizat acum de un Ryzen AI 9 cu 50 tops, iar tasta dedicată Copilot nu lipsește. Laptopul are o baterie mare de 78 de wh și o gamă completă de conexiuni, USB 4 Type-C, HDMI, jack audio și cititor de carduri SD. Iar dacă formatul de 16 inch ți se pare prea mare, înțeleg că Asus va lansa și un nou model S14 în a doua jumătate a anului. Următoarele două laptopuri despre care vreau să vorbesc fac parte din aceeași familie și sunt de gaming. Și cum nu se poate ca un laptop nou în 2024 să nu aibă AI? Uite că a venit momentul și pentru ele. Primul este TUF A16, alimentat de noile AMD Ryzen AI 9 și cu plăci grafice 4050, 4060 sau 70 de laptop cu tege pe maxim de 140 de W. Alături de memorie RAM LPDDR5X, extrem de rapidă, de până la 7500 transferuri pe secundă. Fratele mai mic al lui A16 este A14, care în mod previzibil are un ecran mai mic, de 14 inch, și un șasiu mai subțire și mai ușor, dacă portabilitatea este un criteriu pentru tine. Noul TAF A14 aduce de asemenea noile procesoare Ryzen AI în combinație cu grafică RTX 4000 și memorie LPDDR5X rapidă. Cu toate astea, Asus TAF A14 trebuie să se mulțumească doar cu RTX 4060 la capătul superior, o baterie mai mică de 73 de și un TDP total al sistemului de 100 de 110 în modul turbo, comparativ cu cei 160 de TDP maxim ai fratelui mai mare. Și în ultimul rând au mai lansat și o nouă serie de nucuri, acele mini PC-uri și ele cu Flavor AI. Nuc 14 Pro, Nuc 14 Pro Plus, Rog Nuc și proaspătul Nuc 14 Performance sunt modelele din nou lineup, toate alimentate de procesoare Intel Core Ultra 7 sau 9 în funcție de configurație. Și cam asta a fost linia de produse noi anunțate de Asus la Computex. Rând pe rând, ele vor veni în teste în perioada următoare și sunt câteva chestii pe care abia le aștept. LIX, firește, noile ultrabucuri cu ARM, dar fără îndoială și sculele mai potente cu noile procesoare AMD din seria 9000. Cred că perioada următoare va fi una extrem de densă, pe măsură ce toate aceste noutăți și avansuri vor ajunge la raft. Și tot în perioada următoare vom vedea și dacă povestea asta cu AIPC-urile este sau nu o sfârială. Pentru că, dincolo de zgomotul de marketing, tot utilizatorii, prin ceea ce prestează pe respectivele dispozitive, sunt cei care decid până la urmă dacă toate aceste funcții și noutăți le sunt cu adevărat de folos sau dacă sunt doar niște gimicuri overhyped de marketing. Și acestea fiind spuse, punem punct aici, nu înainte însă de a vă întreba și eu pe voi, dintr-o curiozitate, cât se poate de nedisimulată. Bă, sincer, cum vedeți voi toată frăsuiala asta cu PC-urile dotate cu inteligență artificială? Este o șmecherie cu adevărat? Are o valoare practică incontestabilă? Sau nu este decât o altă strategie de a rămâne în atenția consumatorilor și de a-i convinge să facă ce știu ei mai bine, și anume să consume? Și uite, mai concret, vedeți în toată această promisiune ai un motiv suficient pentru a cumpăra un nou laptop sau un nou PC doar pentru că cel vechi, dar încă extrem de capabil, nu are așa ceva? Să auzim vocea comunității. Dar până la PC-uri mai dăștepte decât noi, nu uitați de oferta de vară pe care o găsiți pe magazinul nostru online, zona.store, adică Gamebox Summer Edition, care pe lângă cei 500 de lei întregi, cu care este mai ieftin decât de obicei, până pe 7 iunie, adică până joi, mai este disponibil și în până la 24 de rate fără dobândă prin partenerii noștri de la TBI Bank. Și pe lângă că arată demențial în carcasa aia elegantă de tip acvariu, este și extrem de puternic și bine dotat. Dacă vă interesează mai multe detalii, vă las mai jos în descriere și linkul clipului de pe Playground în care l-am prezentat pendelete. Și încă ceva! În perioada următoare, adică într-o săptămână sau cel mult două de acum încolo, vom finaliza mutarea producției tricourilor noastre personalizate, care știu că vă plac atât de mult, in-house. Adică le vom produce noi, chiar aici, pe un echipament extrem de mișto și de avansat, deci tricourile și hanoracele noastre nu vor mai fi produse în afară, la terți, și prin urmare sperăm să nu mai existe niciun fel de întârzieri și alte astfel de probleme, cum ne-au tot fost semnalate până acum și pentru care ne cerem nesfârșite scuze. Nu totul depinde de noi, prin urmare ne-am văzut nevoiți să luăm măsuri. Chiar dacă asta ne costă și ne costă zdravă, cred că mai important este ca noi să fim promți și voi să fiți mulțumiți. Atât am de spus. Abonați-vă aici pe canal și vă doresc spor la joacă!